Ne-am întors, dragi prieteni, avem un comunicat, ne-au livrat americanii un comunicat, bată-i și pe ăștia vina să-i bată la o singură zi după ce deputatul, faimosul nostru deputat Cristian Rizea, a scăpat de întemnițare, fără să-l numească desigur, americanii au trimis următorul mesaj. Așa cum am spus de multe ori în trecut, reducerea corupției este vitală pentru prosperitatea, securitatea și dezvoltarea generală a României. Deși nu comentăm cu privire la cazuri individuale, un principiu esențial al democrației este faptul că toți oamenii sunt egali în fața legii. Imunitatea parlamentară nu trebuie folosită abuziv sau necorespunzător pentru a proteja pe cineva. Cu bătaie clară la deputatul Cristian Rizea, ăla care a început să plângă în Parlament, spunându-le colegilor săi că dacă va fi întemnițat, atunci copilul adoptiv va rămâne fără familie. Și ce este mai important în viață? Familia sau să asculte de niște netrebnici? Cam ăsta era mesajul lui. Oamenii, evident, l-au ascultat, prietenii lui, partenerii lui, tovarășii lui, că asta spuneam și noi ieri, el a fost trimis să fie judecat în familie. Practic, și au spus, domnule, noi n-am vrea să-l judecați. Uite ce spun americanii. Imunitatea parlamentară nu trebuie folosită abuziv sau necorespunzător pentru a proteja pe cineva. Ce să înțelegem din asta? Venind acest comunicat la o zi după ce Rizea a scăpat într-un mod, spuneam, jenant, da, de arest, el nu poate fi întemnițat, spuneam, dar poate fi reținut. Ei, și ca o consecință, procurorii DNA au decis astăzi plasarea sa sub control judiciar și l-au obligat la plata unei cauțiuni în valoare de 350.000 de euro. Deci nu numai americanii sunt convinși că Rizea este vinovat, altfel n-ar fi trimis textul ăsta. Dar iată, și procurorii știu sigur că Rizea este vinovat. 350.000 de euro pentru un om care depune declarație de avere pentru un deputat în Parlamentul României. De unde să aibă 350.000 de euro, atenție, plătibili în 5 zile? De unde să deblocheze un om normal 350.000 de euro într-o țară ca România? Suma este aberantă, evident. Dar ea se poate explica numai prin faptul că toată lumea știe că acești oameni sunt vinovați. Chiar și justiția se joacă pe undeva, da, de a hoții și vardiștii. Bun, procurorii cu atât mai mult, că ăsta este rolul lor. Dar nu este evident din aceste două mesaje că toată lumea știe că Rizea este hoț? De unde să dispui de 350.000 de euro? Încă o dată, pentru un român este o incalificabilă această sumă. Este o sumă pe care în cash sau de la bancă nimeni nu o poate scoate într-un timp record.